Dacă ai sub 25 de ani și ești șomer, îți poți găsi de muncă sau ești ajutat să-ți continui studiile prin programul Garanția pentru Tineri. Proiectul va fi pus în aplicare în acest an, iar măsurile anunțate vor veni în sprijinul angajaților, dar și al angajatorilor. În ce constă pentru Agenția de Șomaj acest program? Practic, împreună cu bugetul asigurării pentru plata ajutorului de șomaj, se stimulează angajatorii prin acordarea de subvenții, și anume, pe lângă cei 500 de lei pe lună pe angajat, care se acordă din bugetul asigurării pentru șomaj pentru fiecare tânăr angajat, pe o perioadă de un an de zile, angajatorul va mai primi prin accesarea acestui program alți 200 de euro pe lună pe angajat. Acești bani se acordă din fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor. Este de reținut și faptul că pentru stimularea mobilității tinerilor, prima de încadrare care se acordă tânărului, după cum cei care au accesat știu, atunci când se angajează într-o localitate mai mare față de cea de domiciliu care se află la 50 de kilometri, pentru tânărul respectiv din bugetul asigurării pentru șomaj se acordă 1000 de lei, iar 250 de lei din acest fond social european. Putem să menționăm și primele de instalare. Pe lângă 3500 de lei pe care tânărul le primește din bugetul asigurării pentru șomaj, în plus tânărului, pentru că se angajează și ca urmare a angajării își schimbă domiciliul, mai primește în plus 1000 de euro din acest fond european. Programul a fost anunțat ca fiind cel mai amplu din ultimii 25 de ani. Mai cuprinde ajutoare pentru începerea unei afaceri, consiliere în carieră, sprijin pentru intrarea în ucenicie sau sprijin pentru tinerii marginalizați social. În Botoșani sunt aproximativ 8000 de șomeri. 1200 dintre aceștia au până în 25 de ani.